Ce ne arăți aici? Bun. Avem un tabel, un grafic, îl numim cum vreți voi, mai degrabă un grafic, cu zilele ciclului menstrual sau mai corect spus. Ciclul sexual lunar feminin. Bun. Și avem trei faze general acceptate, ca fiind faza foliculară, faza periovulatorie și luteală. Okay. Aici sunt zilele unui ciclu ideal. Deci un ciclu ideal la femeie are 28 de zile, dar se permit variații. Zilele 1, 2, 3, 4 și 5 sunt zilele de menstruă, adică de sângerare. Ca să înțelegeți și voi, fetele de acasă și femeile, când vorbim de menstruă sau primele zile ale ciclului menstrual, sunt efectiv, începeți numărarea cu prima zi de sângerare, e prima zi a ciclului menstrual. Doar. Și acum cumva o să explic cum ni se schimbă tenul, dar și nevoile lui în funcție de faza ciclului menstrual. Astea sunt 28 de zile standardul pentru un ciclu menstrual care pot să difere, da. Și ce înțeleg eu este că îngrijirea tenului diferă. Poate să difere. Deci există câteva mici trucuri ca să ne adaptăm rutina, ca să evităm acele erupții sau să evităm deshidratarea pielii. Foarte interesant, asta e foarte interesant. Bun, avem aici doi hormoni principali, estradiolul și progesteronul. Estradiolul e general acceptat că ne crește retenția de apă la nivelul pielii, da. Crește vascularizația de la nivelul pielii, deci aport mai mare de antioxidanți, etc. Pielea arată mai fain. Așa, și matricea extracelulară o îmbunătățește, adică fermitatea pielii, ce dă suport pielii. Ce vedem cu roșu este nivelul de estradiol care crește. Înseamnă că aici pielea o să arate mai bine? Da, exact, okay. Teoretic arată mai bine. Iar legat de acțiunea progesteronului, în special asupra seboreei, grăsimea de pe față, și asupra glandei sebacee, e foarte controversată, dar e s-a demonstrat că atunci când o femeie ia pilulă contraceptivă doar pe bază de progesteron, da. Fie poate să aibă erupții acneice, deci e o legătură totuși, sau femeile la menopauză care au administrat pilulă contraceptivă pe bază de progesteron au avut tenul mai gras. Am înțeles. O influență există. Asta ce înseamnă? Lasă-mă să ghicesc, că atunci când ajungem în faza aceasta de după ovulație, aici e posibil să avem niște erupții acneice. Exact. Și atunci avem aici, ia să vedem, uite, îl iau de aici, acid salicilic benzoil peroxid, ok? Aceștia ne ajută în general când avem sebum și când avem probleme cu erupții acneice. Cel mai util sunt odată în mijlocul fazei luteale, în special în ziua 21-22, și pe studii, femeile au mai raportat și în jurul, în perioada periovulatorie. Deci undeva în perioada ovulației, adică ziua 14, de, numărând de la prima zi de ciclu, da? Legat de hidratarea pielii, majoritatea femeilor au raportat că și-au simțit tenul mai deshidratat în primele 7 zile ale ciclului menstrual. Okay. Deci la sângerare și 2 zile după, dacă e ca la carte, ca să zic așa. Ce aplicăm în aceste condiții? Ia uite. Cum cremă au tenul atunci? Cum? Deshidratat. Deshidratat. Cremă hidratantă. Exact. Cremă hidratantă. Și acum, am scris calmantă și reparatoare, pentru că știi că eu nu sunt cu 15.000 de produse să te încarc să dai bani. Da, ești doar cu 8-9 produse pe zi, am văzut. Și SPF neapărat. Urmează, ce crezi? Ok, hai să vedem. Mai avem și pierderea funcției de barieră cutanată. Ok. Funcția de barieră cutanată este un film care stă la nivelul pielii noastre peste tot, care ne apără. El când se pierde, atunci suntem mai predispuși la alergii, piele roșie, bubițe, piele iritată. Și el se modifică un pic în funcție de faza ciclului menstrual și s-a remarcat că cel mai mult, remarcăm chestia asta, în jur de ziua 22-27. Deci, din nou, în această perioadă, avem grijă să folosim cât mai mult cremă hidratantă, reparatoare și calmantă. Ce înseamnă asta? Un produs pe bază de pantenol, extract de lemn dulce, extract de centela, cu ceramide. Deci nu ne trebuie două produse. Bun. Și acum, mai există o chestie. Ne crește sensibilitatea la soare. Când?
S-a văzut cumva că este în paralel cu perturbarea funcției de barieră cutanată. Deci suntem tot în această perioadă, deci dar cam hidratăm? Începe din ziua 20, cam până prin ziua 21. Hai să te ajut. Ce crezi că urmează să scrie pe acest bilețel? SPF? De care? Hai să zicem minim 30. Ți-ai învățat lecția. Elena, fii atentă ce o să fac. O să iau acest grafic acasă, mi-l pun pe perete. Da? Mă uit pe aplicația iubite și zic, a, iubita, ești în ziua 14, ia, hai, vino cu acest să te cremuiesc. Foarte bine, Mihai.